Ferrari. Bună, Maria! Ferrari! Bine, ne întâlnim astăzi la un eveniment important pentru sportul romașcan și mă refer aici la această etapă de modernizare a terenurilor de tenis ale Clubului Sportiv Municipal Roman. Vechile terenuri care le știați la acest amplasament au fost, iată, după o investiție importantă, modernizate, reabilitate cu scură pentru a putea susține aici competiții în domeniul tenisului. Totodată ați văzut că și tribuna a fost reabilitată, este o tribună de circa 100 de locuri, chiar mai bine, care acum este, iată, într-o formă bună pentru a putea să desfășurăm activitate sportivă în municipiul Roman. Mă refer aici la tenis, care are nevoie de astfel de suprafețe pentru a putea să ne antrenăm și totodată ne bucurăm că în ultimul timp am avut și rezultate deosebite în acest domeniu și un loc întâi cucerit de curând de către copiii de la secția tenis. Ne bucură și ne dau încredere că ceea ce facem pentru ei este într-o direcție bună. O investiție de circa 75.000 de lei, care a constat, așa cum vedeți, într-o suprafață modernizată cu drenaj, cu tot ce trebuie pentru a putea să desfășurăm, să jucăm un tenis în condiții foarte bune. Dacă domnul director vrea să mai spună câteva cuvinte, vă da. Mulțumesc, domnule primar. Iată-ne astăzi aici, o investiție care mulțumim primăriei municipiului Roman pentru această investiție. Mulțumim Consiliul Local pentru hotărârea luată în Consiliul Local. Este o investiție care ne ajută pe noi, Clubul Sportiv Municipal Roman, secția tenis, să participăm la competiții care le putem organiza și noi aici. Avem aceste două terenuri. Mai avem luate în administrare de la Consiliul Județean cele două terenuri din Ștefan cel Mare 246 și încercăm să obținem omologarea lor și să participăm cu secția tenis în turneile organizate la nivelul zonal și chiar la nivel național. Și, bineînțeles, programul de funcționare este de la 9 la 22. Da, sigur. Este și în condiții de nocturnă. Se vor putea inclusiv închiria terenurile. Da. 25 de lei în timpul zilei, 50 de lei pe nocturnă. Vom, după ce finalizăm toate lucrările de reabilitare, mai avem de făcut câteva, eu știu, încercări privind suprafața. Uitați, a plouat câteva zile și demonstrează că drenajul lucrează. Suntem pregătiți pentru a începe competițiile în funcție de calendarul turneilor care se vor organiza, în care copiii de la CSM Roman doresc să participe. Și eu pe această cale doresc să mulțumesc și conducerii pentru implicare, să mulțumesc Consiliul Local, Consiliului de Administrație care a sprijinit acest demers și nu în ultimul rând copiilor care vin aici zi de zi și se antrenează și părinților care îi sprijine și sunt alături și sperăm noi ca performanțele să se vadă în un timp cât mai scurt și cu rezultate din ce în ce mai bune. Grupa de avansare. Grupa de avansare. Sperăm noi într-o...